Principesa Margareta își aniversează ziua de naștere la Castelul Peleș. O serie de personalități sportive, culturale și academicieni, precum și instituții de învățământ și cultură din România și Republica Moldova, vor fi decorate și vor primi înaltul patronaj al regelui Mihai. Seara se va încheia cu un dineu regal la care participă și președintele Klaus Iohannis alături de soția sa, Carmen. Ziua de naștere a principesei moștenitoare este mâine. 26 martie este o dublă sărbătoare regală pentru că în această zi, în 1881, România a devenit regat și pentru prima dată stat independent și suveran.